Bună! Numele meu este Ioana și sunt din Călăraș. Deși am terminat liceul de curând și pot spune deja că sunt o fată aproximativ matură și gata de viață, tot nu pot scăpa de cea mai mare fobie a mea, și anume băieții. Dar haideți să vă povestesc cum a început totul. Eu am doi frați mai mari, care și-au petrecut toată viața chinuindu-mă, ceea ce nu a fost deloc plăcut pentru mine, deoarece mai toate prietenele mele care au frați mai mari se laudă cu ei că sunt protectivi și buni. Dar asta e, așa am nimerit eu. Și totul a început de fapt de la părinții mei, deoarece fără să-și dea seama, mă răsfățau prea mult pe mine, fiind singura fată și cea mai mică. Iar pe frații mei i-au neglijat. Și toate aceste lucruri au dus la comportamentul lor urât față de mine. Din copilărie, am fost chinuită în toate felurile. Mă trezeam cu jucăriile rupte sau aruncate. Mă lăsau singur în diferite locuri, deși mama îi ruga să stea cu mine. Dacă în casă se strica ceva, ziceau că e vina mea. Îmi făceau tot felul de farse dubioase. Îmi puneau gândaci în pat, ba chiar odată mi-au băgat râme în mâncare și tot felul de chestii oribile. Însă, după ce am mai crescut, am încercat să mă refugiez în școală și în prieteni. Dar nici asta nu a durat prea mult. Deși erau mai mari, erau la aceeași școală cu mine. Și din păcate, clasele lor erau la același etaj cu clasa mea. Și vă dați seama că îmi cunoșteau toți colegii. Și nu era zi să nu vină la noi și să mă facă de râs în fața tuturor. Și cam așa am crescut. Mi-a fost extrem de greu să-mi fac prieteni. De fapt, până la liceu nu am avut decât o singură prietenă. Restul își băteau joc de mine și îi ascultau pe frații mei. Tocmai din acest motiv și din toate întâmplările astea traumatizante prin care am trecut eu pe lângă ei, am început să am un fel de fobie față de băieți. Efectiv, îi asociam pe toți cu frații mei. Mă gândeam că toți sunt ca ei și își vor bate joc de mine într-un fel sau altul. Și să știți că aceste gânduri nu au venit așa singure. Când eram în clasa a șaptea, mi-a plăcut extrem de mult de un băiat, de un coleg de clasă. Țin minte că era un băiat popular și se purta frumos cu toate fetele. Însă într-o zi, frații mei au auzit când vorbeam cu prietena mea despre acel coleg și s-au gândit să mă chinuie puțin. Așa că nu știu cum s-au băgat ei în seamă cu el și au aranjat să mă facă puțin de râs. Ei bine, a doua zi, când am mers la școală, surprinzător Alex, că așa îl chema pe băiat, m-a băgat în seamă și a început să fie din ce în ce mai drăguț cu mine și să mă invite în oraș. Vă dați seama că eu săream în sus de bucurie, dar în nicio clipă nu m-am gândit ce avea să urmeze. Am mers cu el la cinema, am avut grijă să mă îmbrac frumos și să încerc să fac ca totul să fie cât mai special. Însă, de când am ajuns acolo, el începuse să devină din ce în ce mai stângaci. Tot mă călca pe picioare, a vărsat și sucul pe mine, mi-a tras scaunul și a căzut în văzul lumii, iar eu tot îl scuzam, deoarece credeam că are emoții și că e absolut normal. Însă nu a fost așa, deoarece undeva în spatele nostru erau frații mei ascunși care filmau toate fazele astea. Și toate acele filmări au ajuns a doua zi la toată școala. Când am ajuns dimineața la primele ore, toți se uitau dubios la mine și vorbeau în șoaptă, iar în pauză au început să mă ia la mișto, inclusiv Alex. Și atunci mi-am dat seama că totul a fost aranjat de ei și că Alex nici măcar nu m-a plăcut și a făcut tot pentru ca frații mei i-au cerut. Niciodată nu am fost atât de dezamăgită și am ajuns acasă plângând și urlând că îmi detest frații. Nici măcar părinții mei nu reușeau să mă calmeze. Deja ajunsesem la capătul răbdării cu ei. În toți anii aia am tăcut și nu am zis nimănui cât de mult mă chinuie. Am tot sperat că se va termina și că totul va intra pe un făgaș normal, când se vor maturiza. Dar uite că au ajuns să-mi strice până și viața socială. Așa că nu am mai suportat și le-am zis părinților absolut tot. Mamă, eu nu mai suport. Nu e vina mea că voi v-ați purta mai frumos cu mine. Am încercat de-a lungul timpului să-i înțeleg și chiar m-am simțit prost că sunt cumva mai răsfățată și ei sunt dați la o parte. Și la un moment dat am crezut că merit tot ce se întâmplă. Dar deja mi-a ajuns. Deja efectiv simt că nu-i mai suport, că nu vreau să-i mai văd în fața ochilor. Vă rog să mă mutați la altă școală. Stai așa, calmează-te puțin că nu înțeleg despre ce vorbești. Ce s-a întâmplat iar?
V-am rugat de atâtea ori să vă înțelegeți și voi că sunteți frați. De ce nu puteți să fiți uniți? Credeam că dacă veți fi împreună la aceeași școală, va fi mai bine și veți avea pe cine să vă bazați acolo. Pe cine să mă bazez? Da, de unde? Că din cauza lor nu am prieten. Că mereu fac chestii și mă fac de râs în fața școlii. De exemplu, luna trecută a arătat la toată clasa mea poze din vacanța de vară, pe care eu nici măcar nu le știam. Când eram eu tot felul de ipostaze ciudate. Iar azi au întrecut efectiv limita. Tu liniștește-te și am să vorbesc eu cu ei. Am încredere că până la urmă își vor reveni și totul va fi bine. Îți promit eu. Nu a fost deloc așa. Ba din contră, au prins o ciudă și mai mare pe mine și au continuat să se răzbune. Așa că până la urmă, mama a cedat și m-a mutat la altă școală. Acolo nu pot spune că m-am integrat mai bine. Toți se cunoșteau între ei, iar eu eram fata cea nouă și timidă. Dar măcar eram liniștită. Problema e că, odată ce trecea timpul, am început să văd că dezvoltase un fel de fobie față de băieți. Efectiv, îi asociam cu frații mei și încercam să stau cât mai departe de ei. Părinții mei au observat și ei asta și au insistat să merg la câteva ședințe de terapie, ceea ce am și făcut, însă a fost un proces destul de lung și costisitor pentru ai mei. Mamă, tu crezi că o să-mi revin? Crezi că o să trec peste toate lucrurile astea? Adică, dacă nu o să reușesc niciodată să leg o relație cu un băiat, poate nu o să am vreodată vreun iubit sau poate nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu știu, efectiv simt că nu pot să discut măcar cu ei. Parcă ceva mă ține așa deoparte. Stai în calmă, cu ajutorul doamnei doctor o să treci peste. Acum ești și tu încă mică și nu realizezi tot ce se întâmplă. Dar odată ce timpul trece, o să vezi că nu e atât de grav. Toți am trecut prin asta. Lucrurile prin casă s-au mai liniștit, când fratele meu cel mai mare a terminat liceul și a plecat în Anglia, iar celălalt a rămas singur și, nefiind încurajat de nimeni să facă rele, s-a mai calmat. Eu, de exemplu, am încercat pe la început să mai leg relații de prietenie cu băieții din noua clasă, asta și la recomandarea terapeutului. Însă mi-era extrem de greu, parcă mă așteptam ca oricând să râdă de mine sau să-mi fac o fază urâtă. Niciodată nu am crezut că unii oameni îți pot afecta așa viața. Uite, de la niște simple glume, cum le vedeau frații mei, am început să am reale probleme în viața mea socială. Singurul sfat pe care vi-l pot da este să aveți încredere în voi și atunci când vedeți chestii de genul, să nu vă fie frică să vorbiți cu părinții voștri. Nu e normal ca cineva să facă non-stop glume și răutăți pe seama voastră. Cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un mare like și să te abonezi dacă nu ai făcut-o până acum. Noi ne vom auzi cu noi povești cât de curând. Pa, pa!